Salut, prieteni, și bine ați revenit la Pase, Pase, Gol, podcastul de fotbal senzațional de pe Teo Extra, cel mai bun podcast de fotbal de pe Teo Extra. Astăzi alături de mine, invitați? Nu, suntem poate cel mai bun podcast de fotbal din România, pentru că nu prea mai există. Adică, gen, oricum puteai să o dai pe asta, știi ce zic? Suntem cei mai buni din singuri. Gen, dacă like, mă, pentru noi, subscribe la canal. Dacă mai există podcasturi de fotbal în această țară, să știți, bravo vouă, vă susținem munca, dar nu sunteți la fel de buni ca noi, pentru că cine altcineva înjură Dinamo de fiecare dată când are ocazia. Bun, așa. E fan să fii fan, mulțumim partenerul de la Betano. Crezi că arăți spre mine. Știi pe ce, știi ce e pe cealaltă parte a fularului? FCSB, campionii României, anul FCSB-ului, dar despre asta vorbim altă dată. Forța Steaua, hei! Trup și suflet. Campioni am fost... Campioni vom fi până vom muri. Steaua București. Asta este la meciul cu Rapid, mă știa, 5-0, revanșa. Dar până atunci, hai să vorbim despre ce vrem să vorbim. Alături de noi, Andu. Hu. Pentru că am ținut neapărat să vin, Andu, și mulțumesc. Hello. Și colegul meu de la cu echipa superioară, hai. Comentariile erau, de ce nu mai vine Andu la Pase, Pase, Gol? Departe. Te-ai certat cu Andu? Ce s-a întâmplat cu Andu? E departe. E departe, dar Andu a făcut un efort și mulțumim. Băi, cu viză. Ocaziile speciale, până la urmă. E un podcast mare de tot. Călin, alături de noi. Eu vreau să-i strâng din nou mâna lui Andu, din nou, pentru că e singurul om cu care mă mai înțeleg și mai știe și el niște fotbal. Bine, și Quick mai știe puțin fotbal. Dar Andu, foarte puțin. Da. Așa, da. Mai știe și Quick puțin fotbal. Mersi, tu nu Căline, mâna, că... Mersi, Căline, că am tu du-te, mă, de aici. Pentru că este aici. Ce băia bun. Și Quick alături de noi. Salut, salut, salut. Băi! A scăpat de Ivan, a scăpat. I-ai okay. Dat afară sau ce? Vreți, nu-l iubim pe Ivan și-l apreciem. Vezi că nu-ți mai face setup-ul dacă mai zic. Hey. Și așa el a făcut și a plecat acasă. Și chiar nu glumești. Eu sper că glumești. Chiar nu, chiar nu glumești. Eu chiar sper că glumești. Evident că, că mi-a zis că el a făcut. Și poți să spui asta pe cameră? Chiar asta s-a întâmplat? Eu am făcut doar glumea. Astea sunt glumeți. Trebuie să vorbesc cu Ivan după. Te rog frumos, cât ai timp, hai să vorbim de fotbal. Da. Bun, mulțumim partenerilor de la Betano care susțin acest podcast și noi astăzi vom vorbi despre sferturile UEFA Champions League care s-au tras la sorți. Întâi o să ne uităm și peste optimile care s-au jucat, să văd ce zic băieții despre optim, pentru că sunt foarte curios. Avem la masă un fan Barcelona, Andu, un fan Arsenal, un fan Barcelona și un fan Real Madrid, pentru că Liverpool nu mai joacă în această competiție. Și tu ții cu două. Nu țin cu una că Liverpool nu joacă, din păcate, pentru că am zis că trebuie să câștigăm și altă competiție. Mm. Europa League. Mm. 11-2 cu Sparta Praga. Ok. Da. Da. Și 4-3 cu Manchester United pentru Manchester United. Le-am dat meciul. Ok. Nu era important. Dar de asta aveți 3-2 în momentul 112. Că le-ați dat meciul. După aia am zis că e prea mult să mai jucăm și le-am cedat. 6 minute. Am arătat că puteam să-i batem oricum. Okay. Băi, e mult 6 minute, într-adevăr. Așa că bă, 6 minute. Sunt 6 minute. Ce nu dacă, faci? Dacă, iată, suntem de 3 mulți minute. Mulți nu duc 6 minute. Așa, bun. De 3 minute vorbim și mi s-a părut mult, adică de obicei. Eu mie îmi vine obicei, să deja să mă duc la duș, gen. Da, de obicei era gata, mă. Să mă culc, gen. E fan să fii fan. Hai să vedem care au fost rezultatele din optimile UEFA Champions League. Like dacă ai auzit de Champions League sau dacă ai văzut vreun de like dacă ai vrut de un optime sau de vreun sfert. Like dacă ai văzut o minge de fotbal în viața ta vreodată. Perfect. Ce facem? Nu oprim telefonul pe platou? Ne pare rău, este vina lui Amendă. Ivan. Nu, l-a oprit Ivan, dar nu l-a oprit Ivan. Deci, este, a fost așa, Inter Atletico, unde a fost nebunia de pe planetă. Atletico lui Super Ciolo a arătat de ce e cea mai bună echipă în această competiție și a revenit doar așa din poți să deschid demitate. Eu prima această minunată discuție legată de acest meci, că aici am fost, mi s-a părut mie una, mi s-a părut așa un pic o surpriză, adică eu nu mă așteptam la modul cum s-a, la cum s-a jucat primul meci, nu știu dacă ați văzut primul meci. Da, deci Inter a scăpat, nu, de fapt Atletico a scăpat ieftin doar cu 1-0 în tur. După aceea pe Wanda, na, și cu publicul și cu, na, entuziasmul, dar chiar și așa Inter a mai avut niște ocazii. Ce a făcut Turam și a un pic și a bătut. Bă, Inter putea să închidă de câteva da, ori. Da, asta zic, și... adică mi se pare una dintre surprizele acestei faze. Un pic așa. Bă, vă întreb pe oamenii din stânga și dreapta mea, că voi țineți cu Barcelona, de ce n-au jucat Griezmann și Depay așa la Barcelona?
Că mi se pare că efectiv de când au plecat, că mai era un băiat acolo, cred. Cholo. Da. Era, da. Cred că era regele acolo. Aha, da. Cholo. De pe aia l-a prins? Și mi se pare că Griezmann chiar a jucat ok. Cred? Nu mi se pare underrated Griezmann la Barcelona. Da, dar erau așteptările prea mari și juca... Da, și nici poziția nu era cea mai fericită. Să caute stilul ăla de jucător la Barcelona. Da. Joacă în centru pe acolo, are libertate de mișcare la Barcelona, trebuia să joace pe flanc. Era un fel de Thierry Henry. Da. Dar greu. Nu era Thierry Henry. Greu. Da. Dortmund a trecut de PSV surprinzător de ușor, că PSV chiar a jucat frumos. Bă, jocă în pase, frumoasă echipă, dar parcă n-au un om de atac ca lumea, n-au un vârf. Cum regele Luc? Luc de Jong, care era cam mort în cadă, dar Andu știa e. Bine, am trăit PSV Eindhoven. Cu moci. A trăit cu siguranță. I-a simțit pe Erwin Lozano. Dar voi ați văzut că a ratat în minutul 90 Luc de Jong? Nu știu, n-ați văzut? Ok, da. N-ați văzut, nu? Wow. No. Deci din fața porții a primit o minge pe centru porții așa, dar cu stângul peste poartă. Și am imediat văzut, a bătut au de poartă portarul și a dat un nou de la PSV pe lângă și a fost gol 2-0. Lasă, Andule, nu-i nimic. N-are mă nimic, lasă, la anul, băieți. PSG spulberă Sociedad, Barça spulberă Napoli. Nu aș spune. 3-1. Ăsta, meciul ăsta a fost fără, fără emoții. Lewandowski cel mai slab atacant, dar după aia dă gol. E un scor destul de flatant pentru Barcelona. Da, nu? Adică, iarăși, au meritat să treacă, dar arată mult mai puternic acest 4-2 decât a fost, de fapt. Da, dar totuși mie mi se pare tare că fără De Jong, Pedri, Gavi, cu Curbasi, cu... Curbasi, a? Cu Barsi. Cu Barsi. Curbasi. Cu Christensen la mijloc. Like pentru Teo. Like, mă. Cu Barsi. Cu Barsi, mă. Da. Da, care a ieșit și omul meciului la 17 ani. Pau cu Barsi pe care... Yamal? Da, nu... Bă... Câți ani are Yamal, de fapt? 16. Eu zic că are 24. Da, frumos? Da. Cu Fermin Lopez, cu băiatul ăla de pe dreapta, cu Cundela, de nu-l halezi nicio culoare, doar că se îmbracă bine. Mă rog, se îmbracă bine. Mă rog, încearcă. Încearcă. Da, are el niște filme de-astea, dar mamă, nici nu-mi place deloc. Ți-ți place Quick Cunde? Ca jucător? Sau cum se îmbracă? Ca bărbat așa, nu știu. Poți să zic ce vrei tu. Am retweet cu Quick Bărbați la un moment dat pe internet, deci sigur cred că poate să-i dea un rating. Mie îmi place cum se îmbracă. Ca jucător? Nu-mi place. Ca jucător îmi place cum se îmbracă. Da, ca jucător, da, exact. Îmi place cum se îmbracă, cred că ăsta e răspunsul. La ce fundaj dreapta a avut Barcelona să-l văd pe Cundea acum mai un pic așa? Băi, ultimul fundaj dreapta pe care l-a avut Barcelona mare, nu prea mai trebuie să vorbești de el. Da, exact. Că, na, este... Că s-a închis. N-ai ce să... Da, bă. Bine a jucat Barcelona și foarte dacă bun. Dacă nu vorbeai tineri de Serginio Dest. Normal că... De Sergio Roberto. The American Man! Da, mă, foarte bine a jucat Barcelona. Nu, am dat cu pumnul. Pentru că mai dau cu pumnul. De nervi. Mamă, mi-a dat cu pumnul! Pe vremuri dădeam la FIFA, dar acum nu mai contează nimic din ce se întâmplă acolo, așa că nu mai dau. Ok. Bun, hai să trecem mai departe. Arsenal. Aici meciul ăsta. Porto. Deci, fii atent, eu din start vă zic, n-am văzut niciun minut. Nu, am văzut doar prelungile din meciul ăsta. Așa, la fel și vrei să spui. Nu, vreau să întreb. Eu vreau să întreb cum a fost meciul. Ok. Porto s-a, ce a făcut? S-a... Băi, eu zic Arsenal a fost problema. Rău sau care a fost? Ce s-a mai rău? Adică 1-0, 1-0? Dacă n-a Martin Odegaard? Nu, asta e, cum s-a jucat? S-a jucat, bă, Conceição e un antrenor foarte bun când vine vorba de chestii de genul, e fix Dark Arts, e un fel de Simeone, a antrenat o echipă foarte, foarte bine pusă în teren, o echipă care tactic a vrut să se lupte pentru rezultatul ăsta absolut orice. Ce-am suferit la meciul tur la care am fost cu Teo este că jocul a fost foarte, foarte, foarte fragmentat, lucru care nu s-a întâmplat în retur, probabil că s-a vorbit intern. Arsenal a fost mereu acolo, a încercat. A avut ocazii? Da, clar, a avut jumătăți de ocazii. Ideea e că iarăși aia au fost autobază, s-au bazat pe penaltiuri. Din momentul în care au primit gol, au zis nu mai luăm gol. Gen, nu s-au riscat deloc, n-au avut ei o ocazie. A fost pe ce o fi o fi. Cu siguranță că ar fi trebuit să trecem de ei mai ușor, dar Porto e fix genul de echipă de care mi-e mult mai frică decât mi-e de Bayern. Uite că eu vorbeam cu băieții pe stream și uite, mă uitam la Arsenal, vedeam, bine, mă uitam și înțeleg că e altă competiție, vedeam Champions League 5-1, 6-1, 4-0 de, și după aia cu Porto 1-0, 0 fapt, 0-1 înfrângere și un mare tur și am zis, bă, nu se poate, ceva undeva e o problemă. Da, mă, s-au apărat, frate, și nu mai așteptam să ne atace deloc, sincer. Pentru prima oară în viața mea, acum înțeleg
fiind la meciul tur, cât de mult înseamnă să ai un public în spatele tău. Adică evident că știi și afli și auzi și la televizor când se țipă tare, dar când ești acolo, mai ales pentru o echipă ca Arsenal, care avea și un blestem de, știi, de spart. De când am mai fost în sferturi? Nu am mai trecut de optimi de 14 ani. Da, da, wow. De pe vremuri. A fost un blestem, a fost o echipă care, iarăși, când am fost în Porto, toată lumea credea că o să fluierăm, că nu o să avem nicio problemă cu o echipă care e pe 3 în Portugalia, dar am mers la ei acasă, am tremurat în ghete, nu meritam neapărat să pierdem 1-0, dar da, iarăși, golul ăla a fost miraculos pentru o echipă care chiar a tras. Dar iarăși, echipa mai bună a trecut, am reușit să spargem, am spart blestemul și de acum încolo, în teorie, poate ar fi chiar mai simplu. Uite, aici echipa mai bună a trecut și la Atletico echipa mai bună din punctul de vedere n-a trecut. E greu cu Madridul, e foarte greu cu Atletico. Nu știu, da, și la penaltiri. Mie îmi place mult, mie îmi place mult echipa aia. Eu zic că ei, morcov, îți dai seama cum era să pierd la penaltiri. Eu zic că ei au, mă refer la Inter aici, eu zic că ei au pierdut asta, nu că ai bătut Atletico. Da. Că nu... Dar Inter e păcat cel că s-a oprit. Cel puțin să faci tur 1-0, doar 1-0 la câte ocazie ai avut. Și vin infern acolo pe Wanda Metropolitano, nu se știe ce se întâmplă. Bine, dacă nu te cheam Barcelona și toate... bați 3-0, băi! Azi e luni și avea toate condițiile să ajungă din nou în finală Inter. Putea. Iar prindea o parte mai ușoară, putea să treacă de Borussia Dortmund. Deci au pierdut o șansă foarte mare pentru club. Nu știu dacă se vor mai... Și jucau mai bine decât am trecut. Întâlnit cu asta. Da, dar... Uită-te puțin, adică pindeau iar o parte bună, jucau bine, au victorii pe linie în campionat, deja în campionat băgau rezervele că sunt campioni, ce să mai faci. Asta e, Bayern a trecut și a, până la urmă a bătut acasă. Și și-a revenit de la meciul ăla. Realul, bineînțeles că a trecut cu Leipzig, a fost mai ușor decât pare. Realul a meritat calificarea. Păi stai că trebuia să fie 2-2. Nu. Da. Că a zis un băiat de la VAR că domnule e offside. Nu, a fost offside. A fost, s-a văzut că era băiatul nostru. Aha, ok, dar l-am împins pe deci portar. Tu ești fan Real Madrid. Ca fan Real Madrid, vreau să te întreb. Ți s-a părut că performanța băieților a fost una satisfăcătoare? Îți dă speranțe pentru viitor? Că uite, eu ca fan Arsenal pot să spun că ne-am bătut cu o echipă care chiar a stat cu fundul în poartă tot meciul și cumva a reușit să trecem peste un obstacol semnificativ. Leipzig-ul, na. Bă, Leipzig au avut niște ocazii, dar au fost proștești, n-au dat gol. Echipa bună Leipzig. E peste Napoli, e peste Lazio, e peste Copenhagen. Deci a prins Real o adversară grea în optim, dacă stai să te uiți la tabel. Și Real peste PSV, e peste Sociedad. În Spania. Da, mă, dar cine s-a calificat, mă? Cu accent pe fluieră. Cine s-a calificat? În Spania. Real de Madrid, Jude Bellingham și compania Vinicius. Știi că se opresc în sferturi, nu? Nu se vor opri în sferturi. Imediat am ieșit la sferturi. Da, da. Vreau să zic că culmea City chiar a bătut incredibil Copenhaga. Da, surpriză, băi. Dar de aici echipa mai bună s-a calificat, băi. Parcă n-a fost. La meciul ăsta s-a uitat cineva la meciul ăla? Nu cred. Deloc. Cred că nici fanii City nu s-au uitat la meciul ăla. Poate scorul a fost mai mare decât trebuia, nu știu chiar. Da, iar apoi crezi că dacă jucau cu Leipzig, mamă, era greu rău de tot. Era greu. Okay. Leipzig numai ca anul trecut, nu mai lua chiar 7. Okay, bun. Iar mai apoi s-au tras la sorți meciurile din sferturi, unde avem pozele UEFA Champions League. Ok, vreau să, înainte să începem să vorbim de fiecare meci individual, vreau să spun că al câtelea an la rând se întâmplă această mizerie ordinară în care toate cele patru favorite absolute la câștigarea la competiției sunt pe o parte și cealaltă parte sunt niște desculți care o să piardă în final. Hei. Este norocul. Hai mă, că Arsenalul e chiar atât de rea. De ce faci desculți? E șansa. Se întâmplă. Eu știu foarte bine, pentru că și eu la Cupa Prieteniei mereu trag corect, dar pur și simplu se nimerez niște chestii. Bă, din nou. Și lumea crede că eu am făcut ceva. La fel este și la UEFA. Din 100%, n-are cum să nu fie nimereală, strict datorită faptului că iarăși pentru show și pentru entertainment și pentru ratinguri ar fi mult mai bine să le împarți puțin. Din nou, da. Arsenal, Bayern, Real Madrid și City sunt de departe, la orice agenție, cotate cel mai bine. Da, sunt, chiar așa cum sunt. E incredibil că dintre ăstea. Și la Betano, cotele principale doar una sunt o să ajungă în final. City, Arsenal, Real, Bayern. În ordine asta. Bayern și după aia după Bayern pe 4. După aia sunt restul echipelor, dar au deja cotă 10. Ce diferență mare? Da, PSG față de Bayern? PSG are 10. Bayern are 7.
Nu e mare, e mare, dacă stai să gândești. Da, mă rog, la nivelul ăsta, da. Și Barça cred că are deja 15, dar o să le vedem mai târziu. Barça o să fie surpriză, băi. S-ar putea, de ce nu, cine știe, o să vedem. Dar oricum, mie îmi se pare incredibil cum al treilea an, în ace... nu în aceeași fază, dar oricum al treilea an pică Real cu City. Da, oricum da. Picau, că sunt cam cele mai bune din Champions League. Păi nu, puteau să pice în finală. Da, într-adevăr. De ce, exemplu, dacă pica, dacă era Real pe cealaltă parte, ar fi mers până la final. Teo, cum poți să te uiți la meciul cu Leipzig și să spui că Real este gen cea mai bună din Champions League? Băi, eu mi-asum, da? Deci echipa mea, de care ziceam că o să câștig G3-0, nu a câștigat 3-0, ne-am calificat muchie de cuțit, am stat, am tremurat în ghete. Dar, în fine, încercăm, underdogs, right? Bă, Real Madridul, au, bă, desculți, mă! Manu, Tchouaméni a fost impecabil, Kroos, impecabil. Lunin, impecabil. Și Openda a fost foarte bun. Mamă, Openda. Și Openda a fost foarte bun. Mamă, ce băiat. Este vremea să luăm aceste meciuri parte în parte. Și o să începem cu Arsenal-Bayern. Bună, mă! Okay. Este meciul... Arsenal-Bayern, așa e, Arsenal-Bayern și primul Bayern. Primul e Arsenal-Bayern și al doilea e Bayern-Arsenal. Da, și ambele sunt în aceeași zi. Asta e și o problemă la tragerea asta la sorți, că joacă Arsenal cu Bayern în același timp cu Real și City. Băi, ce zi, nu înțeleg eu? Ai PSG Barcelona, măcar am mai salvat situația. De ce fac ăștia de la UEFA, bă, frate? 8-10. Cum sunt la... Era tare, nu? Nu, la scuze, la grupe sunt 8-10? Nu, sunt două meciuri la... Sunt mai sunt și două la 8, da. Da, dar... să facă 8-10. Ce... Bă, dar din totdeauna meciurile de Champions League erau la 21-45, mă rog, înainte. Nu se știe la altă oră. Da, uite, acum am cel puțin la ora ce... Ora 8 nu e ora de... La ce, bine, în Anglia e 6, nu? Sau cât e? Păi, în Anglia da. Este 8. E 8 când începe. Nu, zic, dacă s-ar juca la 8. La 6. Dacă s-ar juca la 6 nu s-ar ajunge la meci. 7. Tot o oră. Deci e o oră. E de vreme, bă, pentru meci. Marți, miercuri, Champions League, într-un aș mare. E strigător la cer să joci aceste două meciuri în același timp. Da, e nebunie, nu știu. Eu o să vreau să mă uit la ambele, dar... Na, evident că prioritizez ceva. Da, na. Călin se va uita la Arsenal și noi să ne uităm la Real cu City. Da, o să fie în... Dar ce părere avem despre această dublă? O să începem cu Quick. Bine. Arsenal-Bayern. Măi, cumva ne aștepta sincer ce se întâmplă cu Bayern în sezonul ăsta. Sincer nu mă așteptam. Mă așteptam să defileze cu Kane acolo, mai ales în campionat. În Champions, nu știu, n-am văzut meciurile cu Lazio. Am văzut un pic, cred că din tur, când au bătut, bătut Lazio. Da. Surprinzător, dar după aia au făcut instrucție. La Arsenal la fel, nu mă așteptam să-i chinui cu Porto. E... Mi se pare o dublă cum de 50-50, sincer. Nu-i văd excluși pe cei de la Bayern. Eu în continuare îi văd, sincer, favoriți să câștige. Nu văd City favorită, nu văd Arsenal favorită. Pentru mine, așa, dacă e să fiu total obiectiv, pentru mine Bayern, nu știu, îi văd. Pentru că nu mai au ce... Nu mai au nimic de pierdut, sincer. Da. Campionatul deja e cam jucat. În Champions e cam singurul lucru care le-a mai rămas, mai ales pentru Kane, care cred că o stragă ca un animal să câștige și el un titlu. Și, sincer, trebuie să dăm o predicție pentru... Mai târziu. Păi, da, cam asta e. Nu știu, personal nu îi văd să treacă, nu știu. Nu-i văd să treacă de Bayern. E și blestemul care a fost atâta timp. Și Bayern în fiecare an joacă. Istoria aici. Din spatele acestui meci. Sincer, nu-i văd prea bine pe cei de la Arsenal. Mi-aș dori să treacă, dar nu cred. Da. Trebuie să nu-mi considerează că Bayern joacă an de an în competiție. Harry Kane joacă și el. Da. La nivel înalt de foarte mult ce timp. Ce sezon are Harry Kane? Și momentul Doamne, lui să câștigă un trofeu. E ultimul trofeu. Au pierdut toate celelalte trofee. Și cupa, supercupa, da. Nu mai are nimic Harry Kane. Și, într-adevăr, are cele mai multe goluri în sezonul de debut în Germania, dintre toți jucătorii care au debutat. Iar, mă rog, dacă chiar e atât de inspirat, o să-i bate și recordul Lewandowski, însă mai e greu. Trebuie să dea niște goluri. Tu ce ziceam, Du? Eu? Băi, foarte marfă meciul din două puncte de vedere. Unu, sunt curios cum o să se descurce Arsenal cu o echipă ca Bayern, care, mare atenție, au... Bă, ok, în Anglia doar City are un atacant de genul ăsta, e Haaland. Sunt curios cum o să-și facă stilul în așa fel încât să-l anhileze pe Kane, odată. Și doi, cred eu că diferența în meciul ăsta, în dubla asta, o să facă la meciurile de acasă. Atât Arsenal cât și Bayern joacă bine acasă. Cred, nu? Adică, cel puțin Bayern, m-am uitat acum, Bayern... Mai ales Bayern. Da, și Arsenal cred că joacă... Da, dar Bayern nu acasă, joacă, în deplasare, bate orice. E un avantaj pentru Bayern că joacă returul acasă.
Nu știu ce să... Da, e super complicat. Plus Kane știa să ia ce împotriva lui Arsenal. Văd că oricum și-a revenit Bayern. Deci de, la me- de când i-a întors pe Lazio ăla, cred că a fost un restart. Te văd acum bine că a jucat cu Mainz 8-1 și cu Darmstadt 5-2. Mă rog, mă rog. Dar faptul că i-a întors pe Lazio acasă, unde era o problemă, mă rog, i-a întors. Nu știu, i-a întors. Și de manieră categoria a dat și Kane niște goluri pe acolo. Deci o să fie interesant. Bayern nu, dacă vorbeam acum o lună, ziceam că îi topește Arsenal. Dar acum nu se știe. Da. O să fie importante meciurile, cel puțin primul meci o să fie super important. Să vedem ce zice fanul Arsenal de la masă. Călin. Acasă fluieră. Nu am un stres. Nu am un mijloc. Principalul lucru pe care l-are Arsenal în momentul ăsta este, din punctul meu de vedere, poate cel mai bun mijloc din Champions League. Rice este absolut incredibil. Odată cu, nu știu, ajustarea lui Havertz, care a durat niște luni. Odegaard joacă mai jos decât juca înainte. Havertz, dacă e jucat mijlocaș, are run-urile de care are nevoie mijlocul nostru. În fine, din nou, eu aș juca cu Jorginho, cum am jucat și cu Porto. Mi se pare că mijlocul Rice, Jorginho, Odegaard este extraordinar. Bayern nu are mijloc. Joacă cu băiatul ăla, cum îl cheamă, Pavlovic. Bă, s-a mai nimerit, dar Bayern ar putea juca cu Goretzka, Kimmich, Müller, Gnabry cu Sané. Bayern nu are mijloc. Bayern nu are mijloc și diferența pentru mine dintre o echipă ca Bayern München și o echipă ca Porto este că Bayern o să vină să joace fotbal. Cu toate echipele cu care Arsenal a jucat fotbal sezonul ăsta, adică dueluri de-astea 1-1, parte în parte, Arsenal a câștigat. Din cursa la titlu în Anglia, în care iarăși se bat trei echipe, Arsenal e singura echipă care are câștiguri. Am bătut Liverpool, am bătut City. Arsenal se chinuie cu echipe care fac low blocuri, cum a fost Porto. Arsenal se chinuie cu echipe care te gândești că le bate. Atunci se chinuie Arsenal. Arsenal, mai ales de când a venit Arteta, suntem cam mentality monsters. Când vine vorba de... Plus că avem un score to settle cu Bayern München. Avem niște revanșe de luat. Ultima oară când am jucat cu Bayern ne-au bătut 10-2 la general. Da. Da, adică există mai mult de atâta. Cu siguranță că Kane o să ne dea gol. Dar o să ne dea gol și o să fie 3-1 pentru Arsenal sau ceva de genul. În tur. În retur, Ion, avem... nu văd cum... Dacă le dăm 3-0 acasă, poate ne dau 1. Poate ne dau 2. Nu mi-e frică de Bayern. Plus că Kane e accidentat. Nu se știe exact cum o să joace și să are o problemă la gleznă. Într-adevăr și Gabriel Magalhães și care o problemă la gleznă. Deci și acolo ar fi o problemă destul de mare. Dar Kane nu l-aș compara cu Haaland deloc. Nu joacă ca Haaland, dă foarte multe goluri, dar oricum începe atacul, îi place să fie puțin mai jos, îi place să primească, îi place să... Nu știu. Dacă îl neutralizează cineva pe Harry Kane, îl neutralizează Gabriel și Saliba. Real vorbind, e un meci de fotbal, e mult mai interesant și pentru mine decât a fost meciul cu Porto. Sunt sigur că o să iasă la joc și asta vreau să văd, dar din ce am văzut până acum, meciul cu Liverpool, meciul cu City, când jucăm cu echipe cu care suntem parte în parte, we're just better, we look like a better football team. Gen. Da, ar putea fi totuși situația în care Thomas Tuchel știe că Arsenal e echipă de top și nu merge chiar cu stilul Bayern clasic. Și totuși bagă o echipă mai defensivă de viteză, adică să joace și contra. Că n-ar fi cazul neapărat să ia cu asta. Eu cred că s-ar aștepta Thomas Tuchel dacă se aruncă pe Arsenal. Eu cred că el știe că bă, sunt mai bun decât Arsenal decât noi. Că așa poate juca cu Kane și două benzi tehnice pe care le au. Iar mai departe să facă și un mijloc mai defensiv și să stea și mai jos echipa. O să termin prin a spune că într-adevăr probabil că cel mai important lucru e experiența în momentul ăsta. Arsenal are o echipă care pe hârtie ar trebui să bată Bayern, nu? Însă echipa aia are o medie de vârstă de 24-25 de ani. Și nu au experiență în Champions League. Nu știi niciodată. Nu ar fi un capăt de lume să pierdem cu Bayern München. Iarăși a patra favorită. Înțeleg de ce Cuic ar spune că pentru el sunt favoriți chiar la toată competiția. Da. Dar eu nu voiam City și nu voiam Real încă. Astea sunt singurele două echipe pe care nu le voiam. Sau de fapt, știi ceva? Eu nu voiam City și nu voiam Atletico. Real, puteau să ne dați. Astea sunt singurele două echipe pe care nu le voiam încă. Bayernul e ceva la mijloc. Istorie există între echipele astea două. A fost și banterul ăla între Thomas Müller și Kai Havertz pe Instagram. Da, tare. E frumos. E un meci foarte frumos. O să ne bucurăm de fotbal. Acasă îi măturăm cu ei pe jos.
Da, e o parte bună pentru Bayern că a avut o perioadă mai proastă, dar pare că a trecut, mai ales după ce și-a luat 3-0 de la Leverkusen, a cam picat echipa în cap. Da. Era și normal, dar după aia pare că ușor, ușor și-a mai revenit. Și-au trecut peste momentele alea în care parcă nu mai avea motivație. Că trebuie să treci peste, trebuie să fii jucător profesionist, nu poți să o lași așa. Yep. De, au avut perioada aia care nu mai puteau trage. Cu siguranță, dar e o problemă destul de mare, știi? Îi prinde bine meciul ăsta. Dacă îi prindea Arsenal în optim, cred că îi bătea. Așa zic și da, dar uite, e greu pentru că și nu e nici siguranță la Bayern cu managerul. Au fost destul de multe schimbări manageriale acolo în ultimii ani, mult mai multe decât erau de obicei. Jucătorii sunt... Probabil că, iarăși, să fii Bayern München și să pierzi în halul ăsta primul titlu după atât de mult timp, damaging. Tuchel, clar, nu prinde următorul sezon. Da, păi nu, deja s-a anunțat că va pleca. Dar bine, așa și Klopp pleacă, dar totuși. Bă, deja că nu și apărarea e foarte... Apărarea la Bayern e foarte shaky. Upamecano poate să-ți mănânci un meci. E un om care e susceptible să facă așa ceva. Da, dar are soluții. Îl are pe Davis... Este... Davis e pe bancă în ultimul timp. Joacă Rafa Guerreiro. Da, dar poate și ca Davis să facă foarte bine. Deci ori nu are niște soluții. Da, cu siguranță, dar iarăși, nu știu. Că totuși ai Saka, dar poate și ca Davis. Și e greu pentru măcar Saka. Bun. Hai să ne ducem către următorul sfert. În același timp, Real Madrid, City. E bună, mă. Bine. Ăsta e un meci mai vechi, văd că l-am găsit, că e Benzema. E, na, un meci mai vechi, zice. Ai găsit poza. N-am găsit poza potrivită. Ivane, vino, n-am pus. Uf, era Karim Benzema aici. Uite, l-am văzut pe Haaland și am zis ăsta e, dar de fapt, e cumva când... Cumva de anul trecut? I-a bătut. Sau când, stai. Da, anul trecut i-a bătut City. Nu juca Haaland. Când i-a bătut cine? City i-a bătut. Juca Haaland, dar n-a dat niciun gol. Și era Grealish în formă. A fost anul lui. Extraordinar. Jackie Grealish, regele. Da, mă, Real City este șocul sferturilor. Meciul echipelor. De ce șoc? Cele mai bine cotate să câștigi mai face pentru City și Real Madrid. Nu sunt. Dacă între fanul de rând, vor spune City, vor spune Real Madrid. Da, și iartă-mă, agențiile de pariuri știu mai bine ca fanul de rând, pentru că au un motiv pentru care au cotele alea, să știi. Și Betano avea Realul pe 2 până să pice cu City. Și apoi s-a dus puțin. Oare de ce? Puțin sub Arsenal. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba nu. Ba da. Ba nu. Eram cu tine și am făcut un bilet după acel X și 0 în care ne-am uitat la competiții și Arsenal era cotată cu șansa a doua înainte să se tragă. Okay, atunci mai de demult că am pus eu o dată câștigătoare era Real pe 2. Mai demult când eram noi mici când. Da, înainte să înceapă competiția, da. Mai de demult. Prin 2023, dar după aceea nu știu, s-a mai schimbat, dar e o diferență mică între Bă, frate, tot ce-mi doresc pentru meciul ăsta, pentru Real Madrid, e să depășească primele 30 de minute de pe Etihad, să facă și 50 de pase. Că meciul trecut, minutul 30, aveau 16 pase sau 12, nu știu câte aveau. Da, dar Real Madrid acum pasează impecabil. E o mașină de pase. Cu cine? Cu Girona? Și cu toată lumea care... Se urcă ăștia pe aici. Bă, primul rând e Toni Kroos care poate coborâ acolo frumos, un fel de libero așa. Da, bă, adevărul e că, între Manchester City și Super Depor Alaves... Eu atât îmi doresc, mă, să treacă de pragul ăsta, că e greu și pentru ei să facă și ei 30 de pase sau... Hai, să o să vedeți un Real Madrid foarte bun. În primul rând, mijlocul e foarte bun. E comparabil cu City. Doamne ferește. Haide. Mie îmi place mijlocul. Dar fii știi când îmi place mijlocul. Valverde? Știi când îmi place mijlocul lui Real Madrid? Au ei niște momente în care țin de minge. Adică ei nu atacă, dar țin de minge. Și mi se pare că acolo chiar e o chestie pe care o apreciez. Care îmi place la Real Madrid? Felul în care țin de minge. Și cum se mișcă. Deci e o echipă de... Cam doar de posesie. Păi da, pasează foarte bine. Ține bine, dar problema e că trebuie să mai înainte, știi? Dar momentele alea de când vor ei să pună stop un pic la ritm și să țină de minge, țin foarte bine cu Kroos acolo. Problema este... Jude? Lasă-l pe Jude, că e un pic mai în față. Valverde, toată lumea. Cam da, Jude va coborâ aici să aștept echipa. Da, mă rog. Problema o să fie când... E bun, Jude. Ei prind un contraatac realu și trebuie să și întoarcă înapoi. Că mai rămâne Vinicius prin stânga, mai rămâne Bellingham prin spate, Kroos are 107 ani. De ce era? Că Vini mereu se retrage. La dublaj. Pe bune. Du-te unde aici. Te-ai uitat la meciul la Real Madrid? Da. Faci o cursă. Ok, nu zic să vin sprint. Faci o cursă, dar rămâne pe acolo. Bellingham merge și el, Rodrigo merge și el. Nu știu dacă te-ai uitat atent.
la chestiile astea. E o echipă ca City, te pedepsește dacă îi lași un pic de spațiu. Real nu trebuie să îi lase spațiul ăsta. Băi, Beleau aici, cred eu în adevăratul sens al cuvântului, va fi, poate Vinicius să treacă de Walker. Bă, n-a trecut, s-a trecut. Că nu trecut, n-a trecut. Dar mai trecut un a an. A trecut Luis Diaz. Da, Walker. Mamă, și de Rodri au ce Walker nu, Walker nu mai e chiar ce a fost. Știi, adică Vinicius devine ce în ce mai bun, a tot marcat, a început să tragă mai bine la poartă. E mare presiune pe Vinicius să facă diferența contra lui. E greu și pentru, și încă o chestie, uite, e greu că își joacă retur la City. Da. Asta, asta e un inconvenient pentru Real. Nu cred că poate să-i bată Realul, nu știu, să zice că-i bate Realul, da? Păi da, dar Realul dacă e câștigătoare în tur, poate scoate un egal la Messi. Bă, tu înțelegi ce faci în momentul ăsta? Ce? Bă, ce are? Tu înțelegi ce faci în momentul ăsta? Ce aveți cu Real Madrid? Bă, n-au o șansă! De ce n-au o șansă? Nu au nicio șansă! A, ce s-a schimbat de anul trecut? Din contră, da, îl aveai pe băiatul ăla cu barbă și cu... Ce s-a schimbat de anul trecut? A venit Bellingham. De Bruyne e mai... E, și e puțin și din forma fizică pentru că a avut accidentarea. De Bruyne cum a intrat după accidentarea, a dat două goluri și două pase de gol în același meci. Haaland se știe că cu Liverpool, care se bate la titlu în Anglia, care ar mătura și ei cu Real Madrid în momentul ăsta, da? Hai să fim serioși. Frate, dacă ce Liverpool juca cu Real, zice că bate Real pe Liverpool, că îi face varz. Ba nu! Mereu face așa. Ba nu! Mie îmi place Liverpool, de câte ori să-ți explic. Liverpool, dacă era în Champions League în momentul ăsta, bătea pe oricine în afară de City și Arsenal, pentru că acolo se, acolo se joacă tot. Înțelegi? Ce s-a schimbat de anul trecut, spune-mi. Bă, dacă era Mbappé la Real, îți ziceam, da mă frate, sigur, mă, anul viitor sunt rupți atât de mulți la Real, sunt rupți atât de... Bă, dacă aveau toată echipa, ziceam, da mă frate, au o șansă. Chiar dacă nu s-a schimbat nimic de anul trecut și anul trecut, bă, a avut toată echipa. Portarul de rezervă a intrat foarte bine. Chiar a părut bine, zice Vandule. Am mai scos. Scoate, da? Da, mă, dar nu pot să-l cumpăr, mă. Da, și Nacho, bun fundaș. Și Carvajal jucat central. Carvajal chiar, jucat bine. Carvajal chiar a avut un sezon bun. Se apără bine, nu mai faltează la fel de mult, că sezonul trecut doar îi rupea, lua galben în fiecare meci. Deci intra la rupere, mai ales cu City. Mamă, numai... Teo, și cu ce echipă a jucat Real Madrid care să se semene cu Manchester City? Bine, cine seamănă cu Manchester City? Asta este problema și de asta înțeleg de ce cotele și casele de pariuri au City și Arsenal ca primele două favorite. Bă, acolo măcar știi că joacă între ele trei echipe care chiar sunt la nivelul ăsta. Realul, cu cine? Nu știu, mie îmi pare mai bun Realul acum decât când i-a bătut pe City atunci. Atunci a fost marele bulan din adică istorie. Atunci, acum 2 ani? Da, și acum mai bine ca acum 2 ani, Real Madrid. Bine, dar... Atunci a fost păi aia ce-a fost, a fost o mână cerească. Ambele și picioarele și tot. Rodrigul, frate. Doamne, ferească Dumnezeu. Păi și ce arăta City atunci? De-a scos-o ăla da. De pe linia porții, nu mai știu, l-a lovit în față, bară, în față, a ieșit în corner, Courtois cu cramponul, Leo, era un pic ascuțit. În față e mai echilibrat acest gol. Ce mă? Teo! Teo, știi care este problema acestei analogii și acestui take? Că între acum 2 ani și anul ăsta s-a jucat anul trecut. Băi, ți-ai făcut 30 de pase. Și iartă-mă! 30 de pase. Iartă-mă! Este mai, e mai reprezentativ ce s-a întâmplat anul trecut decât acum 2 ani. Acum 2 ani, take-ul tău este că au jucat jenant și au avut tot norocul din lume și acum joacă puțin mai bine, dar și anul trecut au jucat puțin mai bine. Știi ce zic? Da, dar anul trecut n-a fost anul lui Real Madrid. Nici aha, n-au luat nici titlul. Da, nici a fost an impar. Da, a fost an de trecere, da, așa. Ce uiți tu față de acum 2 ani? Că mai ai un băiat blond. La băieții ăștia la da. Nu știu. Care mai calcă pe ele și pe alea. Hai, mai frate, că Haaland sezonul trecut n-a dat niciun gol. Bă, nici în final, da, nici și în la finală. El mai uite băiatul, da, la Bărbos de acolo. Juca, da. Care a, ce sezon a făcut atunci. Da, mă, da. Bă, nu, adevărul e că Joselu e foarte bun. Da. Vezi că a dat Joselu destul de goluri. Eu chiar sunt curios cum o să... Chiar era atacant în regulă. Sunt curios cum o să fie meciul ăsta. Chiar sunt tare curios. Adică dacă mă pui acum să zic un scor, nu, mai, o mai țin. Nu mai, pentru mai încolo. Dar na, da, eu cred că Realul acasă le dă două legeri. 4-1 la general. Nu, nu, puțin. Două legeri le dă Realul. M-am gândit să zic 5. Oh. Două legeri le dă Realul. Mergem înainte. Interesant. Uite, asta îmi place rău. Joacă PSG cu Barcelona, una dintre... I believe in the Barcelona dream, I'm on the hype train. Una dintre echipele pe care voiam să le văd împotriva Barcelona. Adică ori era City, ori era PSG, ori era Realul, era pe acolo, astea. Mm-hmm. Așa voiam să văd. Băi, fii atent aici. O să preiau din nou frâiele. Și o să deschid această discuție. Fii atent, am făcut un experiment și am făcut cel mai bun 11 dintre aceste două echipe combinate. Dar nu numai eu, gen cu băieți.
Sunt doi jucători la Barcelona. Trei. Trei. Nu, trei la PSG, trei sunt la PSG. 7 de la Barcelona. Hai, mă. N-are cum să facem fi, da, acum, sunt... dacă vrei. Stai. Vrei să facem acum? Da. O luăm din poartă, da? O luăm din poartă? Ter Stegen. Dar Donnarumma ce are? Ter Stegen. Bă, acolo am zis că e Unix. Acolo am zis că poate să fie Unix. Ter Stegen, n-ai să fii serios. Ter Stegen. Egalitate. Cunde sau Obraznic? Hai să luăm așa. A fost și accentat Ter Stegen. Cunde sau Hakimi, aici am zis Hakimi. Hakimi, clar. Hakimi, da. La fundaș central, Araujo cu Marquinhos, Skriniar și... Marquinhos sigur intră în 11. Marquinhos? Deci eu l-am pus pe Araujo. Da, cu Marquinhos. Cu Marquinhos. Fun fact, totuși, cu Barsi, în ultimele meciuri, este peste Araujo. Da, mă, da, mie da, place da, foarte mult. Știți cum e la un jucător de ăsta tânăr? Adică poate prinde oricând un meci mai prost. Ok, Araujo și Marquinhos. Mergem mai departe, nu poate să... Mai până la Marquinhos mai are de mâncat. Nuno Mendes sau Cancelo, are sens? Da, Cancelo e bun, n-ai să zic. Da, Cancelo e... Mergem la mijloc. Stai că nu știu. Ugarte. Ugarte. Vitinha sau... Fabian Ruiz. Depinde cine joacă la Barcelona. Păi nu, ăștia am văzut că au jucat. La Barcelona o să joace Christensen. La Barcelona avem așa, Gündogan, De Jong își revine. Da. Gündogan, De Jong. Și Christensen. Și Christensen. Care deci de aici din trei, doi sunt de la Barcelona. Surprinzător. Da, și mai pui... Eu l-aș pune pe Zaire Emery. Sau, a, Zaire Emery, scuze. Deci poate fi Gündogan, De Jong, Zaire Emery, da? Da. Și apoi avem Mbappé. Mbappé, clar. Da. Atacant. Uite-l pe băiatul ăsta, polonez. Zici? Hai, e peste totuși, hai, lasă. Glumești? Hai, mă. Hai, okay. Mă. Și acolo în dreapta la Dembele cu Lamine Yamal e Dembele. Nu. Discutabil. E discutabil. Nu mi se pare discutabil. Absolut deloc nu mi se pare discutabil. Băi, Yamal a avut meciul, dar a tot de șut, treabă și meciul în care a dat. E foarte bun Yamal, dar nu poți să-l pui acum, l-a făcut. Dar și el e foarte Dembele. Tânăr. Și Dembele e bun, da. Dembele are super experiență. Super puternic. E super puternic, super imprevizibil. Nu sunt de acord. Yamal este mai imprevizibil decât Dembele. Și o să mor cu chestia asta de gât. Da, și dacă e așa, ce? Deja e Mbappé, Zaire, Marquinhos, Hakimi. Sunt întrebări. 4. Ce am pus cu semnul întrebării, da? Acolo 4 sunt 4. Și ar putea fi și Gigio? Nu. Ar putea fi și Dembele. Gigio, nu. Ar putea fi niciodată. Nu. Dar bine, acolo... nu merge așa, că nu e ca și cum găurile astea de la o echipă. Un experiment pe care l-am făcut, care îți dă de înțeles. De exemplu, dacă pui Arsenal cu bani, cred eu că e 6-5. Oricum nu merge așa, adică anumite găuri din astea pot fi problematice. Cred că poți face 6-5 la Arsenal Bayern. Îl fac eu repede. E, bine, dar nu contează mai asta. Nu, că îți dai seama de un meci, că dacă e echilibrat sau nu. Îți dai seama de... Păi și la Real cu City. Păi tocmai de-aia nu e echilibrat. Că la Real cu City, zic eu, mai mult de la City decât de la Real. Sunt 4 de la Bayern. Da. Mă rog, astea sunt pentru un alt episod. Da, ideea e următor aici. Barça la cât de imprevizibilă e, nu pot zic că poate să-i bată PSG, că mi se pare greu cu băiatul ăsta. Cu broasca asta. Mbappé chiar joacă fotbal. Mi se pare greu. Adică da, ce goluri a dat cu Sociedad. Ok, că e Sociedad, dar ce faze face mi se pare de departe. În campionat, 3 goluri în optim. Adică clar. A început să joace acum, că pleacă. Mi-e greu să cred că poate să treacă Barça de PSG. Mi-aș dori, dar mi-e greu să cred. Eu sunt 100% sigur că o să treacă de PSG. Și eu sunt 100% sigur că Barça trece de PSG. Da. PSG-ul este mai în reconstrucție decât este Barcelona. Barcelona, de bine de rău, are... o structură de jucători care e destul de închegată. Bă, au plot armor. Barcelona are plot armor. Araujo în 2024 și-a revenit. În sfârșit și-a revenit de când joacă cu Barsi acolo. Nu-mi vine să cred că un copil de 17 ani a avut meciurile pe care le-a avut. Și nu le-a avut cu oricine. Asta e... Că a avut cu Napoli. N-am ce zic, și mie mi-a plăcut. Omul meciurile cu Napoli Atletico, a fost cel mai bun. Da. Cancelo... E da, un pic trebuie șubret. Să ne dăm seama că Napoli... Dacă, pe mine Napoli okay, m-a dezamăgit foarte rău. Trece Barça, dar doar dacă o să avem pe De Jong apt de joc. Altfel nu cred, sincer, că e se important, poate. E foarte important. Mijlocul ăla e șubret tare cu Sergi Roberto sau cu Fermin. Fermin, ok, încearcă să fie Gavi, nu e nici 10% din Gavi. Dar avem nevoie de un om acolo care știe jocul. Un om care poate să-ți ia mingea din apărare să o ducă în atac. În continuare, problema cu PSG-ul e că indiferent cât de ușor au trecut de Real Sociedad, nu mi inspiră nimic. Nu mi se pare că e o echipă care știe neapărat ce fotbal joacă. E foarte, asta, ideea de reconstrucție e foarte, foarte importantă. Iarăși, când ai un jucător, cel mai bun jucător al tău, știi că pleacă, ce poate să facă și antrenorul ăla Real? Pentru că antrenorul ăla, adică Luis Enrique, vrea să stea acolo încă niște ani să reconstruiască echipa asta. E greu, mă, gen. Dar ce are, mă? N-are nicio treabă lui Enrique. Îi vine și Xavi Simons, o să aibă bani, că
Că Mbappé primea anual bani. 100%, problema e că în momentul ăsta, echipa asta Mbappé nu știe ce 100 de milioane pe an. Deja ai 100 de milioane în plus. Momentul ăsta echipa asta nu știe ce joacă. Dacă ar fi fost după Luis Enrique, nu mai știu. Juca Mbappé. Eu zic că da, e de laudat Luis Enrique ce a făcut în startul sezonului și știm cu toții, dacă ați văzut, pe Parisul nu prea marca goluri în startul sezonului și juca 4-4-2 și nu mai știu ce juca, dar erau niște idei proaste rău de tot. Și ușor, ușor a găsit și el o formulă de start, a băgat pe Zaire, tânăr, oricum, acolo, cam pe stilul cum a făcut și Barcelona, și de a mai băga tânăr, tânăr, tânăr. Care, Barcola, da, și a făcut atacul ăsta de francezi, care e destul de dinamic. Și pe zi a început să face mai jos, că și Mbappé și-a intrat în formă. Mbappé chiar nu-și care nimic. Aia e problemă. Mbappé e on fire, mă. Dacă îl scoți pe Mbappé, da, e un meci echilibrat. Dar e băiatul ăsta aici. Care, uite, eu, de ce zic că e foarte greu? Că eu mă gândesc la Barcelona când a jucat cu Real Madrid. O echipă care, bă, PSG, nu știu dacă joacă contra-atac neapărat cu joacă Realul, dar la cum a jucat Barça cu Real și mă gândesc la Supercupa aia, mă refer de fapt la Supercupa aia, când au prins ea niște șarge, o dată Vinicius două goluri cu poarta goală. Da. Mi-e greu să cred că nu o să prindă băiatul ăsta. Mai ales că el le creează și din nimic. Da, dar atunci Barcelona vestul era într-o formă groaznică în perioada aia. Da, era și mai ales apărarea era dezastru. Dar trebuie luat în calcul. Vedem, mai e timp până atunci. Și Mbappé vrea să demonstreze că știe. Că nu o să semneze dar, degeaba la vară. Cum am spus, dacă, mai ales și dacă revine și Pedri, chiar dacă mie nu-mi place, sunt sigur că o să câștige Barça. Pedri, și totuși aici, cine este antrenorul superior? Din păcate, fotbalul o să fie și o să fie, a fost, va fi mereu un joc al mijlocului. Bine? Și Barcelona are mijloc mai bun, dacă sunt apți. Dacă sunt apți. E un mare dacă, din păcate. Da. Dar că antrenorul superior care este? Luis Enrique sau Xavi? Luis Enrique, de departe. Nu vin să cred că întrebi asta. Mai multă experiență Luis Enrique. Păi, din prima, deci, pornesc cu un mic avans. Deși Xavi este underrated, părerea mea. Da, Luis Enrique e bombă și știe să gestioneze meci cu Barcelona. Luis Enrique. Ar trebui să știe perfect ce joacă Barcelona. Ce a făcut Luis Enrique în afară de Champions League cu Barcelona, în care era lui de antrenor? Păi ce putea face? La Spania ce putea face? Ce a făcut Luis Enrique în afară de Champions League cu Barcelona? La Spania ce putea să facă ca antrenor? Nu mi se pare la că la mondial ce am scos pe Spania? A scos Maroc cumva? Da. Bă, da, Spania era o echipă mare. Spania va juca bine când cresc toți tinerești. Bă, bă, și problema e că Spania nu juca, nu mi se pare. Spania nici acum nu zice nimic. Nu e vorba de lot, e vorba de ce idei de joc ai. Și hai să fim serioși, cu cine a câștigat Luis Enrique Champions League-ul? Ce atac avea? Da. Te rog, mai spune-mi o dată ce echipă era aia. Mie nu mi inspiră foarte mult Luis Enrique. Eu înțeleg că e bun, e un antrenor foarte bun. Da, bă, depinde multe de antrenori. Nu, mi se pare că a făcut treabă totuși. A făcut treabă, dar e duelul de antrenori, nu aș lua în calcul. Nu este o diferență atât de mare în nivelul de antrenorat pe care îl oferă Luis Enrique și ce oferă Xavi. Xavi chiar e ok. Experiența ajută totuși. Mai ales în momente ca astea, știi? Vreau să plasez și ideea asta că unul dintre antrenori s-ar putea să aibă un pic edge, considerând că Luis Enrique și știe foarte bine fotbalul prestat de Barcelona și Xavi joacă Barcelona. Și Xavi știe fotbalul prestat de Luis Enrique. Nu neapărat. Adică lui se chiar putea varia la PSG. Nu l-a prins ce a avut lui Enrique ca antrenor? Bun. Hai să mergem la ceasfert care a rămas. Și anume Atletico Madrid cu Borussia Dortmund. Ce, să uite cineva la meciul ăsta? Care e meciul rămas? Eu m-aș uita sincer dacă n-ar fi bă, în același timp. Frumos, da. Mai ales tare, aici va fi să fii pe stadion. Mamă, ce nebunie. Da, într-adevăr. Pe oricare stadion. La fel și aici o să fie o luptă a meciurilor de acasă. Da, 100%. Da, aici cred că mai mult ca în oricare. Uite, aici este argumentul pe care ai încercat să-l dai tu pentru Bayern, este mult mai aplicabil la Borussia. Ăia chiar că știu că joacă doar în Champions League în momentul ăsta. Da. În campionat se bat la locul 4, e foarte puțin important, probabil că o să-l ia, nu vorbim despre chestia asta. E imprevizibil, depinde ce fotbal vrea să joace Atletico. Pentru că Atletico e o echipă care acasă joacă fotbal și în deplasare nu există. Da, și noi nu joacă deloc. Da. E senzațional, Barça, faptul că Cholo Simeone, despre care am spus de-a lungul timpului că este un cotonogar care bagă doar fundul în poartă, anul ăsta, sau chiar de vreo doi, acasă, bă, zici că e altă echipă, gen, încearcă alt fotbal în totalitate. Nu știu dacă îi împing suporterii sau ceva de genul, dar din start, adică parcă le zice altceva, jucați altfel. Da. E senzațional. Bă, interesantă echipă la Borussia Dortmund, care ușor, ușor joacă din ce în ce mai bine, că i-au adus pe ăștia doi pe stânga acolo, Mațan și Sancho, care fac cam tot jocul, că pe dreapta nu prea joacă. Dortmund. Da. Mai mult se lasă terenul. A intrat Sancho a început să iace, da, gol.
cu Eindhoven, gol frumos, mațene peste tot. E ultimul an al lui Royce, la echipă mai intră și el din când în când, uneori titular, uneori nu. Cum e ultimul an? Ce, se retrage? Se retrage, da. Serios? Da, așa cred. A anunțat el? Da. A anunțat că pleacă, nu știu dacă se retrage. Se duce la Mönchengladbach. Clar pleacă de la Dortmund, e ultimul an la Dortmund, de legendă. Și uite cum una din echipele astea două ajunge în semifinale. Da. Da, nu-mi place însă că nu prea au atacante. Nu-mi place Füllkrug. Nu e o problemă. Füllkrug, nu. Există o lume în care Atletico merită să ajungă în semifinală. Păi există da, cum? Dacă ai scos pe Inter, cum să nu? Merită. Asta zic. Da. Merită. Nu, dar zic dacă te întreba, ziceai la începutul sezonului. Bă, o să ajungă în semifinală una dintre Atletico sau Dortmund? Și totuși Dortmund a fost prima în grupa cu Newcastle pe zi. Mamă, mai ales atunci, da, și mai ales. Dacă vorbim de, dacă vorbim de Atletico, ăștia chiar au experiență în Champions League. Mereu ajung departe. No, mereu ajung mai departe decât te aștept să ajungă. Sunt cu arde bătrâni acolo. Și din nou, am zis-o și înainte, cred că și pe video, că mi-e frică de Atletico. Mereu mi-e frică de Atletico. Da. Indiferent dacă joacă echipa mea cu ei sau nu, văd Atletico Madrid și nu știu ce o să se întâmple. Pentru că de-a lungul timpului, poate că e în derâdere și te bat. Da. Eu cred că merge, mă rog. Hai să facem predicțiile noastre pentru ce a rămas. Predicțiile finale, mă invit și pe voi să le dați pe în comentarii, să vedem ce ne nimerește. O să mergem cu calificată și câștigătoare până la capăt. Vom începe cu invitatul nostru, care n-a mai fost de mult, Andu, cu predicțiile. Cu banii? Nu. Banii la final. Hai. La final se intră pe Betano, se pariază, da, atenție, că pariezi ce ai pus. Calificată. A, din... da, nu pot să mă schimb pe drum după aia. Păi am mai făcut cuic o dată de asta. Bă, Barça termină sub Porto, dar Barça e prima. Când e vorba de bani, te schimbi un pic. Asta e. Păi da, normal. Hai mă că merg. Deci da. o să punem calificată din fiecare și câștigătoare pe un bilet multiplu pe care îl avem pe Betano. Hai, go. Hai, Atletico. Da, începem de jos. Începem de unde vrei. Real City. 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 Arsenal-Bayern. Ce e greu. Bayern. Bayern City, prima semifinală pentru Andu, PSG-Barcelona. PSG. Și mai Atletico cu Dortmund. Trece Atletico. Deci semifinalele lui Andu sunt Bayern City, Atletico, PSG. Doar pe feeling. Pe feeling. Jur. La Bayern cu City. 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 Și la Atletico, PSG. Da, mi se pare... Știi de ce am mers pe PSG? Mi se pare incredibil, Mbappé, nu știu... Cred că poate să-i care pe PSG până în final. PSG. Și apoi e finala banilor, Oil Final, pe care am văzut-o doar prin FIFA. PSG City, unde bate City. Deci, câștigătoarea lui Andu este Manchester City. Sper să pierd toți banii, îți dai seama. Ca să care ceva. Asta nu mai pot să-l dau. Ok. Deci, asta e bracketul lui Andu. Mergem mai departe cu un nou bracket. Hai să vedem, Căline. Mai are sens? Real City. City. Arsenal. Arsenal. PSG Barça. Barça. Atletico Dortmund. Atletico. Ai Arsenal City. Arsenal. Sigur? Dar crezi că ar bate? I-am bătut deja anul ăsta. Despre ce vorbim? De fiecare dată când jucăm cu ei suntem mai buni, gen. Ok. Din nou, bă, perspectiva mea e în felul următor. Mă uit în camera asta și spun, sper, da? Lăsați-mă să sper. Oamenii ăștia țin cu Barcelona, care se descurcă extra, mult mai bine decât ne-am fi așteptat cu toții sezonul ăsta în Champions League. Poate chiar au șansă la finală, pentru că, apropo de următoarea predicție, eu zic că Barcelona bate Atletico în semifinală, da? Deci, eu zic că Barcelona bate Atletico în semifinală. O să fie amuzant. E posibil. Te rog, apasă Barcelona. Barcelona ajunge în finala cu Arsenal. Așa. Ca în 2000. Mamă, și lăsați-mă să nu să mai fim furați anul ăsta. Bă, așa, bun. Lăsați-mă să sper. Pentru că, din nou, țin cu echipa care, oricum ai da-o, indiferent de experiență sau de dacă îți place Arsenal sau dacă nu îți place Arsenal sau dacă ții cu Madrid sau cu City sau cu whatever, bă, sunt cotați cu a doua șansă cu un motiv. Mi se pare că m-aș minți pe mine să nu vreau să cred că este posibil să se întâmple chestia asta. Cu siguranță că există bias mult, gen, dar văd realitatea în care se întâmplă chestia asta și nu mi se pare că e atât de ieșită din comun. Dacă se întâmpla asta acum un an, chiar dacă eram în formă și era să câștigăm titlul, probabil că aș fi spus că
probabil că aș fi spus chiar de Bayern că e un obstacol prea mare. Dar, iarăși, lăsați-mă să sper. Ar fi, m-aș minți pe mine să spun că nu. Nu văd de ce nu putem. E o ocazie extraordinar de bună. Odegaard a spus și Raya a spus în interviu cu Henry, Odegaard a ieșit în presă să spună chestia asta. De ce nu să ne batem la ambele competiții? De ce nu? De ce să te mulțumești cu un singur lucru? În momentul ăsta suntem pe 1 în Anglia, am bătut și City și Liverpool și avem șanse reale la Champions League. De ce nu? Lotul e bun, echipa merge bine, Arteta a făcut senzație la echipa asta. De ce nu? De ce nu? Real vorbind, de ce nu? Gen. Cu siguranță că e greu cu Bayern, ar fi imposibil cu City. Dacă Arsenal cu City e semifinală, aia e finală. Gen. Pentru că e master versus student, e Arteta versus Guardiola, de fiecare dată când joacă e joc de șah. Mie mi-a plăcut atât de mult meciul tur de pe Emirates în care am câștigat 1-0, pentru că a fost un joc de șah. Gen. Nu s-au anulat. E frumos fotbalul când vezi 7 goluri, dar uneori un 1-0 când joacă doi oameni atât de geniali, e mai frumos, știi? Nu văd de ce nu. Nu văd de ce e imposibil. Ce a dat gol la Arsenal cu City? Martinelli. Băi, într-adevăr, fotbalul e foarte bun. Dar oricare dintre echipele rămase ar putea câștiga competiția. Asta zic. Pentru că și echipele mai slab cotate sunt pe partea mai ușoară, ajung în finală unde un singur meci... Singurul asterisc pe care o să-l pun... Nu poate să fie clar pentru nimeni cine câștigă. Singurul asterisc pe care o să-l pun în momentul ăsta este că înainte de meciul cu Bayern, primul, nu cred, nu e fix înainte, cred că mai avem un meci între. Dar pe 31 martie se joacă City Arsenal. Da. Înainte... Ăla e foarte important. Dacă Arsenal nu pierde cu City, mi se pare că ăla e un punct definitoriu pentru tot ce înseamnă sezon și în Premier League și în Champions League. Dacă Arsenal nu pierde cu City, atenție, nu trebuie neapărat să-i batem, jucăm în deplasare. Dacă nu pierdem cu ei, sky's the limit, genuinely. Pentru că ce altă motivație mai poți să ai ca jucător în momentul ăla? Tocmai ai făcut egal, tocmai nu ai pierdut niciun meci nici cu Liverpool, nici cu City, le-ai bătut pe ambele odată. Haide, poți, gen, poți, e evident că poți. Da. Nu știu, lăsați-mă să sper. De ce nu? Bă, ar putea. Nu este speranța moare ultimă. Bun, o să mergem la Quick. Tot de jos? Tot de jos. City. City cu Real. Clar. Trece City, Arsenal. Bayern cu Arsenal. Trece Arsenal. Arsenal. Deci te-ai schimbat vreau, de la Bayern. Nu, vreau să... Ce? O să aleg ce vreau să se întâmple. O să-mi las rațiunea deoparte și o să aleg ce vreau eu și deci ce simt eu așa fapt, să se întâmple. Echipa care ții tu. Acum. Da, ce-mi doresc să se întâmple. Că, la început ai zis că ai vedea Bayern să câștige. Nu neapărat cu care țin, că țin mai mult cu Dortmund decât cu Atletico. Sunt foarte rațional. Am fost foarte rațional și în alegerea Barcelonei. Mie mi se pare că Barcelona are plot armor anul ăsta. Eu nu, Barcelona e în finală. Okay. Sunt aproape mai sigur că ajunge Barcelona în final decât ajunge Arsenal. Mi-e mai simplu să prezic aia de sus decât aia de jos. Dacă scoate PSG, da. Barcelona. Băi, probabil cine trece acolo, dar nu poți să știi nici așa. Dar Barcelona, mi-e mai... Probabil cine trece acolo, zici. Mă uit în camera aia, țin cu Arsenal, de când am 9 ani. Barcelona e un bet mai sigur pentru mine decât Arsenal. Ok. În final. Quick, PSG, o pierde cu oricine joacă, e partea a doua. Și cu Hetafe dacă și cu o pierde. Barcelona. Barça. Atletico. Ok, deci avem duel englezesc și duel spaniol. Atletico, da. Barça, Arsenal, City. Arsenal. Arsenal câștigă trece de City. Da. Barcelona. Barcelona trece de Atletico și tot final. Barcelona. Și Barcelona câștigă, aia facem. Da. Mi-aș dori. M-ai salvat, Quick, îți mulțumesc. Ok, mă. Bun. Copiii ăștia merită să câștige Champions League. La 16 ani să te iei gât în gât cu jucători de clasă mondială. Băi, n-am ce să zic. Măcar în mintea mea bolnavă. Barcelona măcar... 5-0. Barcelona ca fotbal. Barça ca fotbal chiar are potențial. Mie de jucători de viitor. Barcelona, am spus-o... Financiar nu știu cum o să iasă din... Am spus-o din foarte des. După Arsenal, echipa pe care o simpatizez cel mai mult din fotbal este Barcelona. De când, iarăși, l-am văzut pe Messi, era să cadă din autocar. Băi, e nebunie, au vreo 4, 4, 5 de 17, 18 în generația aia, de anii aia, care-s produși și vor rupe.
Și în ciuda... Îi mai au și pe Pedri și pe restul care țin mult. Tot ce s-a întâmplat cu echipa... și pe puternic. În ciuda tot ce s-a întâmplat cu echipa aia, în ultimii ani mai ales, absolut toate problemele financiare, toate problemele de la conducere, toate sacrificiile pe care le-au făcut, până la urmă, sacrificiul Messi a fost absolut incredibil. Echipa asta încă, nu numai că respiră, încă lovește. Și este senzațional. Jos pălăria pentru tot ce înseamnă Barcelona ca entitate, pentru La Masia, pentru... Și fără Camp Nou. Și fără Camp Nou, care e foarte, foarte important. Da, fără Camp Nou. Stadion cu pistă. Nu știu ce face Real fără Bernabeu, spre exemplu. Adică... Hai mă să vedem, Teo, ce... Bine, frate, ce atunci și eu voi face o predicție. Dacă facem așa și punem atâtea câștigătoare... Andu, pe cine ai pus câștigătoare? City. City. Okay. City, Arsenal și Barcelona până acum. Perfect. Hai și cu Real Madrid. Real Madrid, Manchester City. E vremea să arate din nou această echipă care deține această competiție. Real Madrid trece de Manchester City. Vinicius Junior, impecabil. Jude Bellingham, impecabil. Carlo Ancelotti, să arate că bătrânul tot bătrân. Arsenal cu Bayern. Yeah. E totul sau nimic pentru Bayern. Arsenal are... Și campionatul unde trebuie să se concentreze, mergi cu City, are cu Spursul, are cu toate echipe, trebuie să bată tot, pentru că au Liverpool și City, multe puncte nu există să te încurci. Și probabil va fi foarte greu să gestioneze atâtea competiții. Deci ar fi posibil un picaj, poate nu pică, dar ar fi posibil un picaj deja în aprilie, mai ales în Germania, unde Bayern nu ar putea strec. Știi câte meciuri se joacă până la turul cu Bayern? Pe o pauză acum, după aia începe focul. Da, și după aia e cu City, după aia fiecare etapă care e și la retur, tu joacă la săptămână, nu? Returul. La o săptămână. Și e un intermeciu cu cine au? Păi City încă unul, după aia e turul, după aia încă unul, returul. Bine, uităm, nu? Deci merg cu Bayernul lui Harry Kane, care cred că știe să le dea lui Arsenal una, două. Și Gică contra este. PSG Barcelona, unde voi merge cu poate omul momentului acum, Kylian Mbappé, într-o formă stelară. La ce am văzut din partea lui în ultima lună, două. Și cu dorința de afirmare nu e pe Champions League. I-a zis președintele, bă, joci? Că dacă nu, am văzut că a scris unul în comentariu, că te fac National Treasure și nu-ți mai dau voie să ieși din Franța. Că joci stau, că... nu joci ceau. Da. Atletico Dortmund, bă, aici mi-e greu să zic, sincer să fiu. Am așa o plăcere pentru Borussia Dortmund. Dar vă dați seama că Atletico pe hârtie ar arăta mai bine. E și situația în care Atletico, uite, a jucat bine, dar după aia și-a luat 3-0 de la Barcelona, acasă. Da, dar vii după prelungiri după alea. Mă rog, meci important. Da, dar mă, cel. Da. I-a consumat rog meci. Mai bate Cadiz, mai bat pe Vrunii. Și Interul. I-a cam dominat Interul. Nu că i-a rupt. 3 reprize. Și după aia s-a tăiat. Iar Borussia Dortmund mi se pare într-o creștere de formă. Și cred că au forță să ajungă și ei în semifinale. Deci două echipe în Germania. Wow. Dorm în PSG, Bayern Real Madrid. La asta chiar nu m-am gândit. În viața mea n-am singur gândit. Om de pe planeta asta care s-a gândit la așa ceva. Lăsați-mă să-mi fac predicțiile. Hai o finală. Real Madrid. Mi-era frică că aberez. După aia era quick. Mă rău ca tine. Și după aia ne-ai salvat-o pe amândoi. Mulțumim. Frate, a pus că va câștiga Barcelona Champions League, care chiar dacă e frumos, e greu. Rău. Teo, dar nici în halul ăsta, las. Teo, Barcelona are mai multe șanse la Champions League decât are Real Madrid azi. Are mai multe șanse pentru că e pe partea aia, viața mea. Vom vedea când se vor juca. Până atunci, toate predicțiile... Lasă-l mă să aleagă, lasă. Primul meci al lui Arsenal de la, după asta e cu City. Știu, după aia Luton și Brighton. Știu. Mamă, la 3 zile. Știu. Deci joacă 31, 3, 6, 9. Wow. Și după aia? Fotbal. Aston Villa. Fotbal. Bayern, acasă, deplasare. Da, și retur. Și după aia? Wolves, Tottenham, mă rog, după aia greu. Poate nu mai are sens. Păi da, după aia ar veni semifinalele, adică tot ar fi greu. Mi se pare foarte greu, foarte greu traseu. Mă rog. Hai, zi așa. Mai departe, hai, să vedem. Pentru City n-a fost greu traseu anul trecut? Băi, și pentru City mi se pare foarte greu. Da, anul trecut n-a fost întâi greu joacă traseu. Cu Realul, dar după aia... Iartă-mă că te întreb, pentru City când a bătut Realul anul trecut... Da, mă, dar anul trecut City juca foarte bine. Și Haaland a dat un milion de goluri. De acum n-a mai dat. Începe zic doar în campionat foarte multe goluri. Acum parcă nu mi se mai pare City atât de constantă cu Arsenal. Dar uite o chestie pe care m-a făcut pe mine, adică hai termină că nu vreau să mă apesteg. Real Madrid Bayern München. Unde
Din nou, Real Madrid demonstrează ce înseamnă acest club. Se ajunge în marea finală. Ești senzațional. Cu Real Madrid, ce ai? Ești extraordinar, bă. Ești senzațional, bă. PSG cu Dortmund, unde Mbappé continuă și reușește zice, ultima că Mbappé se accentează performanță mai departe. Să ducă PSG în finală, unde dă de tăticul lui Carlo Ancelotti și, ca și să viitorul nu său club, da, așa, n-o să joace. Și îi bate, ia. Și vinde meci. O să facă întindere, minutul 2. Deja contractul e pe masă, Perez știe ce a gândit. Real Madrid o să-l bată pe Mbappé. Și dă și medalii. Și o să-l cumpere după aia să meargă la adevărații câștigători. Bă, tu realizezi că sunt mai multe șanse pentru Borussia Dortmund să ajungă în finală. Dar putea și Borussia Dortmund să ajungă în finală, de ce nu? Ce are Borussia Dortmund? Teo, dacă Madrid nu trece de City, dar și dacă trece de City, nu trece de oricine altcineva din semifinală. Hai mă, fii serios, bă. Bă, de ce ar fi imposibil ca Real Madrid să bată? Fii serios! Bă, hai mă, Teo. Am plecat. Ha. Hai, gata, bă. Fii mă, da. Bă, eu oricum poate am exagerat acolo cu PSG, Barça. Iar și Borussia Dortmund, aici, din nou, e câștigătoarea cele mai grele grupe de Champions League de mulți ani. Mm-hmm. Au trecut de PSV Eindhoven, care chiar joacă fotbal. O foarte multe puncte în Olanda. Și cot are pe bilet. Chestia asta. Și bă, pun și eu 20 de lei la chestia asta. Poate e oracolul. Dortmund joacă acasă cu Atletico. Bă, dar se și poate. Atletico joacă acasă cu Dortmund. Dar e turul, frate, e foarte important. Mm. S-a pus unul, da? Bun. Deci doar calificatele, până nu putem pune și câștigător competiția. Asta e. Ok. Deși... asta e. Nu mai zic nimic. Pun un milion direct. Da. Deci amândoi la fel. Le avem la fel. Cât aveți? 841 câștig. Împreună. Da. Împreună. Și al meu. Bomba de la Nagasaki. Dar că eu voi merge... De fapt, lasă așa, fac așa. Bayern calificată. Fix inversul favoritelor. Da. Așa se face, fraților. Și aici ultimul. Favorita PSG. Eu care am fost deștept și am... Aha. Wow! Șanse mici. Ce dă ai. Bani 1100 de lei dacă e state. Și plus le-ați pierdut voi pe toate și eu am câștigat, da. Aie, bă, le câștigul mai mare pentru tine. Și dacă le ghicești pe toate, dar te scoate Real Madrid. Aș râde foarte tare. Mamă cât aș râde, Doamne. Bă, parcă o parte din mine ar fi ok să piardă Arsenal cu Bayern doar că și să le scoată Real Madrid. Bă, Real Madrid, frate. Au atâtea Champions League-uri, n-au ăștia toți la un loc. Ai, mă, că au luat 7 Champions League când era tataie tânăr. Frate, Ferenc Puskás. Da, l-ai okay, văzut bine. Maestrul. L-ai văzut jucând? Jucau cu pieptenul la în buzunar. Crezi că avea power shot trait în anii 50? Bă, când îi făceam un fel de Pele maghiar. Mm-hmm. Și Bayern nu poate fi în final, nu poți să știi. Bayern se bată, de că îi bate pe Arsenal, ok, și bate și pe City. Dumnezeu, nu știu ce să zic. Astfel, oameni buni, aici se oprește o ediție pase, gol, care sperăm că v-a plăcut. Eu zic că a fost una incendiară, exact cum era de așteptat. Ești prea puternic, bă. Mulțumesc partenerilor noștri de la Betano. Nu te poate clipi nimeni, bă. Dacă v-ați peste 11 ani și doriți să pareți, puteți face acolo. Mulțumesc, băieți, că ați venit. Link către voi în descriere. Doamne ajută. Și noi ne vom revedea cât de curând. Subscribe, like, pa, pa! Pa, măi, frate! Pa.